Prindeți urătorii! Da, da! Stați-o leac, să intrăm câte ceata! Că nu chiar așa! Nu suntem din școli! Urătură, urătură! Și un cal te arătură! Bravo, opriți aici și pămâneți vergoți din bici! Mai verde de arțar, bună seara, gospodari! Un YouTube plin cu de toate! Abonați din 7 sate, comentarii, like-uri, bani, sănătate la mulți ani, milionul la mulți ani, hai că ne-au luat căldurile, asta-i. Căldurile și emoțiile, bravo, că bravo, nu umblăm curatul tătă ziua, că vinim și nu urăm în tătă ziua și nu găsim România, Rusia, tătă ziua și moldoveni. O mașină. E poliția! De la Moscova. Și poliția Moscova asta, măi, frate, măi, ia să vezi, asta e cu pult, cum ziceai tu, cu telecomandă. Îți place? Da! Așa mic. Da, mulțumim! Ce trebuie să spui? Mulțumim! Bravo! Normal, bravo, băiețel frumos! Dar la gazdă, hai că de-am cu de-ale pieței, da? Știți că noi suntem mari piețomani. Mi-ai adus brânză? Ți-am adus, nu brânză, de să zic eu și ți-am adus, dar ți-am adus altceva. Hai, deci o să-l punem acolo, să-l punem jos aici, de la piață. Și pierzi de casă. Pierzi de casă. Ia, mami. V-am adus daruri. Asta-i slănină ucrainească. Așa, da? Asta e ucrainească, că noi avem o doamnă la piață, e ucraineancă. Mama, și e nouă, noi într-un cuvânt noi cumpărăm de la dânsa, numai că e de casă, normal, din sub Moscova. E 3 fieluri am ales? 3 fieluri. Da. Și v-am mai adus că niște ciurcelă, dar s-o cam fermat, e proaspătă. Aha. S-o fermat. Asta e un desert georgian, așa. Trebuie pus în frigider? Nu, 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 nu. E și fel de meropriatie, și fel de meropriatie fără 100 de grame de ceacere. Asta, asta georgian. Astăzi. Asta e de asta georgian, așa un fel de. Mulțumim. Asta e cuțui, la masă. Se seamănă cu țuica, da? Georgian. Mulțumim, mulțumim. Au venit oameni, gospodari. Cum să zici, n-am venit cu mâna în șol. Numai că aveam să zic altfel, da. Altfel, da. Mai șlefuim, știi, mai șlefuim, dar nu mai spun, că și așa lumea spune că sunt nebun și dați-mi pe Olesia, că nebunul ăla dă-l după cadru, că e nebun. Ești nebun, dar bun. Nu știu, bun, nebun, da. Dar alții, știi, nu prea înțeleg, da. Ești bun, dar nebun, dar nebun, dar bun. Sunt, dar natural. Da, natur produs. Da, da, mulțumim frumos. Important e că noi vă apreciem, vă îmbrățișăm oricând și sunteți prietenii noștri. Și mereu ați fost. Like, așa că pentru băieți, noi, atâta lumea. Asta e cel mai important. Mersi frumos. Mulțumim. Dai și o lacrimă. Dă-o lacrimă, te rog. Mă abțin. Te rog, știi. O lacrimă. Dar tu nu dai o lacrimă? Eu pot, ai văzut ieri. Tu ieri ai dat, da. Am dat. Mulțumim. Și jerești, și jer băi chemat așa la timp. 30 de grade de minus. Eu vin de la Moscova, băiete, acolo, 15 grade, acolo, ghine, cască, mănită. Dar oare, hai că și la voi e fric tare. Peste tot în Rusia e frig. Hai la ceai. Hai la ceai. Vreți ceai sau mai bine vă pun și o sucă? Nu, no, nu, no, care sucă? De dimineață, bă, am făcut eu ieri aseară, m-am chinuit de... Hai! Noi suntem ceioși aici. Așa, păi și noi. Culai, ceai, confete. De fapt, confete nu prea, că Artem nu vreau să mai mănânc. Bine, bine ați venit! Bine am găsit casa asta luminoasă, plină de oaspeți. De oaspeți, plină de gazdă luminoasă. Da? Așa. Lenuțe, ce fată frumoasă și duioasă, și ne-au scris în comentarii și pui mâna femeia omul ăla. Și pui mâna. La noi spate, la noi liberă democrație, băi băiete. Așa, așa e, Ilușa, bravo, bravo, așa e, corect. Făcusem la un podcast cu Cosmin acolo și mai te dea. Eu am citit, da. Pui mâna și băi, suntem lumea sălbătășii și...
Asta invers ar însemna cumva apropiere și sigur. O legătură între... Sunt de acord cu asta, da. Nu, s-a exagerat oricum. Da. Dar în principiu în comentarii se exagerează mereu. Da. Trăiți ghele, da? Eu spuneam Eleni că cum arată video-ul, cum filmezi tu, arată totul altfel. Adică așa în... Adică e video-ul, cum casa, da. E diferit, da. Oricum, da, da, da. Păi și Elena, când mi-a trimis prima oară poze cu apartamentul, i-a zis, nu, nu-mi place. Deci prima oară, când a trebuit să-l cumpărăm, mi-a trimis, eu eram în, unde eram? Norilsk. Eram în Norilsk și zic, nu, Elena, uite, după altceva. Nu, măi, băieți, e bun, e mare, e spațios, că n-am văzut, nu ne-ai făcut încă excursii pentru casa, dar... Video-ul, da? Nu pare atât spațios. Da, păi da. Păi da, video mereu ușurează spațiul. Cine șuieră în dvor, la pătruși lângă izvor, și le-mi bate cu lichior, Iliușa e omnivor. Iliușa, 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 Iliușa. Bă, unde e mai bine, aici sau în România? Aici. Aici? Dar cum mai bine vorbești, în română sau în rus? În rusă. În rusă? Da. Poftă bună, Emilia. Poftă bună, Artem. Pata. Iliușa, ție nu zic poftă bună, nu vrei să mănânci. Am ușa, suntem noi. Da. Uite, aici eu îi pregătesc lui Alesia laptopul. Îi pun Windows-ul și îi pun niște programe să-i fie și ei mai ușor să editeze. Îl pregătesc. Tirin. Te bași și tu în curând la editat. Da, cum? Drept de mini editor. Nu e, a? Ia uitați ce am reușit aici să fac. Cartofi, morcov, un pui întreg, încă un piept. Am dat cu sare, cu piper și cu usturoi măcinat. Doamne, ce bine arată. Haideți la masă. Deda, ce ai adus, deda? Baikal, bun, avem și noi Baikal. Mandarini, curma, iaurturi. Da, da. Așa, mulțumim, deda. A, ce bine arată. Ce bine arată. Foarte bine. Так, стулья есть. Вкусное, да? Мясо. Давайте за стол, Андрюша, зависим. Еще поставим? Сейчас Андрюшка принесет. Девочки. Тата Луна, девочки в спальне. Пока сюда поставлю. Я не фитнес. Ну, и садишь в спальне. В спальне. Еще Байкал адучем. Poftă bună! Să trăiți! Poftă bună! Poftiți! Poftă bună și poftiți! Mulțumim frumos! Sărbătoarea cu anul nou! La mulți ani! La mulți ani tuturor care sărbătoresc anul nou vechi! Hai, noroc, sănătate! День молдовянец. А, Тёма, будь здоров. Мы тоже здесь делаем грибы, собираем. Ну, в этом году не было ни грибов, ни ягод. Суперч маринате. Кучапа. Еще вон девочки тоже кушают. Видишь, все кушают. Да, с бунем? Потом не грать. С бунем, бунем. Нам треба консержа. Ну. Если я с дика, то я с ним кушаю. Ведиха, бога чапа калумя, как да гуд фарте бор. Норок, санатате. Амуцянь. Dar cine îți dă, deci cine îți dă aprobare la Planeta Rădeanu? Deci, director, da. Domnul director, tu dai aprobare la video la Planeta Rădeanu? Da, și cine acolo, și treaba, și se aude acolo. Deci vreau să știu. El le pune ștampila. Le pune ștampila și le dăm aprobat, drumul. Da, tu, deci tu aprobi, da? Păi și deci cum, cum faci, cum aprobi, cum îți dai seama că e ok? La ce te uiți prima oară? Dar la ce te uiți prima oară? Cum îți dai seama că e ok video-ul ăla? Și frumos, acolo, permanent, făcut, tot frumos. Cosmetizat, bac, bac.
Am înțeles. Dai dabro, adică dai acceptul. Și tu postezi, da? Da, salar ai, îți dă? Te plătește bine? Toată seara. Am înțeles. Gata, am stat la masă, am mâncat, ne-am veselit, am întâlnit anul nou pe vechi, masa am strâns-o deja, vedeam și ștârzâu, ia că ne mai purăim așa prin casă, cu de-a strâns. A fost ghine la masă cât am stat, dar de-a mă... Trebuie și mai de strâns de urmă. Da, mai partea nasoală trebuie de spălat. Te de spălat, de mai trimis. Hai, poate ne culcăm, poate s-o duci și oamenii ăștia pe la casele lor. Nu, că nu mă deranjează. A, unde să ne ducem? Până la Moscova, he-he. Acum facem cuiburile. Asta și scurmale, scoapte? Kaki se numește în limba română. Kaki. Cum? Kaki? Niște kaki? Da. Astea sunt kaki? Kaki. Păi să știi, să mor, că n-am știut. Da. Într-un fel, eu trebuie să zic că... Elena, vreau kaki. Exact. Bună, bună, bună denumire. Și, Dati, cum vă simțiți? Normal. Foarte bine? Foarte corect, Catar, dar rușul ăsta-i tradiție. Rușul, da. Păi așa suntem și noi. Catar, asta e foarte normală, tradiție și cultura asta. După Distiană, rușii... După mâncare, să bei ceai și să mai mănânci o prăjiturică, ceva, un tort. Da, desert. Eu chiar mă uit așa, spunând că eu mai lucrez, dar tu știți, mai mâncesc cu ruși, cu corecta, da? Da. E după și pe pat, bine cu o burtă, așa, ca în capra cu trieți, după trieți, așa... Bea și un ceai. Ceai, negătând la faptul că deja au păpat trăiesc, înțelegi? E ca și cum fumătorii după ce mănâncă fumează. Numai decât, înțelegi? Da. Dacă mai stați aici un minut, riscați să rămâneți fără ceai și fără tort. Gata. Și fără cafea. Hai. Andrușa, iar îndeamnă de la ciorșiela asta și să-mi spui dacă îți place. E proaspete. O să iau un fel de țipie, da. Baba, de un suc de struguri. Vilăcica-i, văzut vilăcica. Valodic, de lui. Suc de struguri. Un fel de gem mai tare, o gelatină, dar e bună. Păi, aici nu se fierbe sucul de struguri într-un șaun mare, așa. Până la o consistență așa mai bătoasă. Până se face... Coața de drumul în șaun, așa, leanină, nucile este miezul de nucă, leanină pe o ață și îi dă drumul în șaun, așa, îl scoate și sprinește asta, îl pune la reșit, la răcit, da? Da, și ia câtălă. Natur, natur product. E foarte bun. De unde ai zis că e? Georgiană. Georgiană? Trăiască Georgiene. Trăiască. Ce o varie? Da. Să ieșim. Da. Vă zice mine. Și mami. Mami. Și faci. Noi am 2 minute și bag de ou. Da, bagi urătura? Urătura, că e cum ți-a părut, cum ai întâlnit anul nou pe vechi? Foarte frumos. Cu oameni spletiți, adică liniștit, cu oameni buni, cu oameni frumoși la suflet, fără multe dansuri, chiluituri și nu mai știu. În liniște, cu urături, cu o vorbă bună, cu o bucățică bună pe masă. Atunci când nu știi, când uitai urătura. Am urat gazda, vă urăm și pe voi, vă dorim zile senine, vă dorim bucate bune pe masă, dorim, tati mai zici tu, ce dorești lumii?
Sănătate și virtute. Sănătate, da. Hai, pa, pa. Pa. La svidanie. La svidanie. La svidanie. La svidanie. Hai că merg și eu să petrec cu oamenii ăștia. M-am împrietenit și eu cu dânșii și mă duc să petrec până în scară și mai trag o țigare. А вы пешком или на машине? Не, Маша, тут рядом. Боже, я же забыл, что вы, у вас же тоже здесь же рядом. Все, дядь Боб. Все, а, очень приятно. Встретимся завтра. Нам встретимся завтра. Петер. Все, а, до завтра. Спокойной ночи, отдыхай. Все, да, спасибо. Пока. Așa, un peisaj nocturn. Foarte frumos. Foarte frumos. Extraordinar de frumos. Așa de aproape sufletului mi sunt aceste imagini. Nu știu, poate unii mai puțin înțeleg, dar mie mi sunt foarte apropiate sufletului. Hai că eu am ieșit așa, în colțuri, în ciorapi, practic, la o pipă. Hai că am înghețat de-am. Nici pici de cameră, la minus 30. Om nebun.